putem spune că au fost destul de ușoare, mai ales pentru cei care au învățat suficient. Mulți mi-au spus că a fost chiar mai ușor decât la limba și literatura română. Cei drept au fost și unele exerciții care le-a dat ceva bătaie de cap absolvenților, însă am văzut foarte multe zâmbete, semn că sunt încrezători că vor obține note mari. Examenul de matematică din cadrul evaluării naționale a început la ora 9. 2 ore au avut la dispoziție absolvenții pentru a rezolva subiectele în premieră, la fel ca și la examenul de limba și literatura română. Aceștia au primit broșuri cu exerciții după modelul testelor PISA. Emoțiile nu s-au încheiat însă. Evaluarea națională continuă mâine cu testul la limba maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 29 iunie. Tot atunci, cei nemulțumiți de note vor putea depune contestații, urmând ca mediile finale să fie aflate pe 4 iulie.